O serie de neconformități ce contravin normelor legislative și cerințelor privind dotarea și exploatarea unităților autorizate pentru deținerea, distribuția și eliberarea medicamentelor de uz veterinar au descoperit inspectorii din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în primele 3 luni ale acestui an. Ca urmare au fost aplicate prescripții, întocmindu-se planuri de remediere, iar pentru încălcările grave au fost aplicate amenzi în valoare totală de 60.000 de lei. Potrivit instituției, au fost efectuate 20 de controle de stat. Este vorba despre 18 controle planificate și 2 inopinate. În rezultat, s-a constatat o serie de neconformități, cele mai frecvente fiind achiziționarea, păstrarea și comercializarea cu amănuntul a medicamentelor de uz veterinar neînregistrate în Registrul de Stat al Medicamentelor de Uz Veterinar în farmaciile veterinare, desfășurarea activității farmaceutice veterinare în locuri neautorizate și comercializarea cu amănuntul a medicamentelor de uz veterinar în unități de comercializare a hranei pentru animale, comercializarea medicamentelor de uz veterinar în farmaciile veterinare de alte persoane decât medicul veterinar, eliberarea medicamentelor de uz veterinar fără prescripții de la medicul veterinar, totodată deținerea și comercializarea în farmacii veterinare a medicamentelor de uz veterinar imunologice. În acest context, ANSA îndeamnă deținătorii de animale, medicii veterinari și farmaciile veterinare să se abțină de la achiziționarea medicamentelor de uz veterinar neînregistrate, iar în caz de deținere a acestora să le returneze urgent distribuitorilor. Menționăm că pe teritoriul Republicii Moldova activează 241 de farmacii veterinare autorizate.